găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor NCN. Invitatul nostru de astăzi este medicul Simona Tivadar. Bine ați venit la noi! Mulțumesc! Și discutăm despre diabetul gestațional. Spuneți-mi, vă rog frumos, cam ce procent din gravide suferă de diabet gestațional? Acum, diabetul gestațional are o definiție un pic ciudată, în sensul că noi numim orice tulburare în metabolismul glucozei depistată în cursul sarcinii ca diabet gestațional, însă este posibil să fie un diabet de tip 2 existent sarcinii, anterior sarcinii, despre care pacienta să nu știe nimic. Este posibil, bineînțeles, în foarte rare cazuri, să fie un debut de diabet de tip 1, insulinodependent, în timpul sarcinii, și există acest diabet real gestațional care cuprinde tulburările de alterare a metabolismului glucozei specifice sarcinii și datorată modificărilor hormonale din cursul sarcinii. De aceea, întotdeauna, diagnosticul ăsta trebuie reevaluat după ce femeia a născut. Bun. În general, cam care sunt simptomele? Cum ajunge un medic de familie sau o gravidă să suspecteze acest tip de diabet? Nu există simptome și acum o să răspund și la întrebarea anterioară. Diabetul gestațional real, adică cel care apare datorită hormonilor de sarcină care împiedică insulina să funcționeze bine pe măsură ce sarcina crește, complică cel puțin 10% din evoluția sarcinilor. Majoritatea pacientelor nu au absolut niciun fel de simptomatologie, dar niciun fel. Unele se pot simți mai obosite, altele pot să aibă poliurie, adică să facă pipi mai des, altele pot să aibă polidipsie, adică poate să le fie mai sete, numai că sigur că o gravidă care are o burtică mare, care își justifică oboseala prin faptul că are creșterea în greutate și abdomenul care sigur că o solicită, la fel își justifică și faptul că face pipi mai des, că apasă copilul pe vezică, da, și de obicei ignoră, dar cel mai adesea diabetul gestațional este absolut asimptomatic și depistat prin teste de încărcare la glucoză. De aceea și trebuie depistat activ. Complicațiile acestei boli pot să fie redutabile. Deci, poate să se un diabet dezechilibrat în timpul sarcinii ignorat poate să meargă până la moartea fătului. Oricum, copilul are toate șansele să fie mai mare, adică peste 4 kg, să aibă suferință fetală, dacă nu se așteaptă ginecologul și neonatologul să primească un astfel de copil, face hipocalcemie, face hipoglicemie după naștere, deci trebuie puțin mai multă atenție la naștere în cazul în care s-a depistat un diabet gestațional ca să nu avem surprize, pentru că totul poate să fie combătut foarte simplu și totul să se termine cu bine. Problema este că dintre gravidele care au făcut diabet gestațional, în mod normal ăsta se vindecă imediat după naștere, chiar atunci când pacienta a avut nevoie de tratament cu insulină în timpul sarcinii. Pentru că nu putem să tratăm, nu există foarte multe clase de medicamente cu care să putem trata o gravidă diabetică și atunci, sigur că tratamentul preferat este insulina. Sunt într-un regim diferit de o injecție, 3-4 injecții pe zi, în funcție de valoarea glicemiilor, dar în ziua în care gravida a născut, totul se încheie. Ca da. Și cum n-ar fi existat niciodată. Din păcate, undeva 3%, 5% dintre gravide fac diabet la maximum 6 luni după ce s-a terminat sarcina și în aparență totul s-a vindecat, 40% însă fac diabet în următorii 15 ani. Deci e foarte important să-l depistăm nu numai pentru momentul imediat care este sarcina și complicațiile legate de sarcină și de nașterea copilului, ci și pentru prognosticul pe termen lung pentru femeia cu pricina, pentru că sigur că asta poate să fie, să zicem, un interval care poate să fie prelungit dacă îi dăm niște indicații simple, nu? Să evite dulciurile, să
nu bea sucuri niciodată, nici de fructe, adică să fie atente la, la glucidele din alimentație și să facă sport. Sau, sport. Pot să facă efort fizic mai mult un pic decât obișnuitul, adică să meargă mai mult pe jos, să meargă în ritm mai rapid. Să... Sunt niște sfaturi pe care le putem da și care fac ca acest diabet să apară mult mai târziu în evoluția, în viața femeii. În general, gravidele au tendința de a răzbuna anii de dietă dinainte de sarcină, motiv pentru care nu prea se abțin. Cum ar trebui să arate, de exemplu, o dietă sănătoasă, un stil de viață sănătos al unei gravide? Cel mai important lucru ar fi să nu ciugulească. Deci, acest obicei a apărut așa post-revoluționar de a amesteca în continuu ceva ca și cum mai face parte dintr-o altă specie. Serios, deci eu am senzația de gâște pe șans, de câte ori intru într-un birou, de câte ori intri inclusiv, nu știu, în orice fel de instituție publică, toată lumea are pe masă diverse feluri de chestii pe care le mănâncă. Tot soiul de covrigei, alune, migdale, lista este infinită. Nimeni nu se uită la compoziția acestor produse, ce conțin ele, de ce le-aș mânca. Nimeni nu se uită la numărul de calorii, nimeni nu ține cont de faptul că pentru organismul uman a mânca atunci când nu ne este foame înseamnă să ne mulțim celulele grase, ori ăsta e un fenomen patologic, pentru că ele trebuie să rămână la numărul la care au ajuns la vârsta de 3 ani. Și atunci înmulțirea celulelor grase deschide drumul spre obezitatea morbidă, nu spre obezitatea obișnuită cu care avem de-a face în fiecare zi. Deci ciugulele ar fi unul dintre motivele pentru care multe proaspete mame rămân cu un surplus mare de kilograme după naștere? Sigur, sigur că da, sigur. Și pe urmă, cum ați spus și dumneavoastră, dezinhibiția, adică am răbdat să intru în rochia de mireasă, am răbdat, știu eu, pentru câte evenimente și acum gata, sunt însărcinată, pot să mănânc. Nu, liber la pofte. Nu, nu, nu există niciun fel de pofte. Astea sunt niște povești de pe vremuri care, cum să spun, se rămân așa în... în folclorul ăsta urban, care n-are niciun fel de valoare. Pe vremuri, gravidele, sigur, pentru că marea majoritate a populației era săracă, era flămândă, mâncarea era și insuficientă și foarte monotonă, nu? Oamenii, familii întregi care mâncau cartof, 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 mămăligă, 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 castraveți murați, adică nici vorbă să-ți iei toți nutrienții. Și atunci, sigur, că în comunitățile mici, în sate, gravida era protejată, nu? Adică dacă cineva făcea chiftele și trecea gravida pe acolo, normal că aia dacă mâncase toată săptămâna numai cartofi pentru că nu avea altceva, sigur că își dorea și o chiftea. Două, trei. Și atunci, bineînțeles că pentru a proteja gravida, pentru a proteja copiii comunității, au apărut aceste povești. Dacă nu-i dai, o să facă un semn de chiftea pe burtă, pe copilul o să aibă o chiftea pe genunchi, un semn de nu știu unde pe față, niște prostii din astea. Da? Dar era de fapt, toate aceste povești nu sunt decât forme de a proteja gravida. Copilul nu se naște cu absolut niciun semn, niciodată, din cauza faptului că mama lui a poftit știu eu ce. Da? Astea sunt prostii, prostii. Bobisme. Da, dar încă o dată, ele au o bază reală. În al doilea rând, gravidele pe vremuri, pe vremea aceea când nutrienții erau insuficienți în mâncarea lor foarte monotonă și sărăcăcioasă, aveau ceea ce se numește pica, adică mâncau lucruri surprinzătoare, varul de pe casă, nisip, știu eu ce alte lucruri. Asta se numește pica. De fapt, ele erau carențate în calciu, în siliciu, în știu eu ce. Atunci, erau aceste pofte surprinzătoare. În ziua de astăzi, când lumea mănâncă, marea majoritate a românilor deja au o alimentație destul de
să zicem, variată, nu? Nu prea mai există această pică. Adică, într-un fel, vorbim despre o gravidă cu posibilități materiale reduse în familia căreia se rabdă de foame și cu totul altceva despre toată lumea asta care se dezinhibă în timpul sarcinii și mănâncă de toate. Nu, dimpotrivă, eu cred că sarcina este momentul în care în mod deosebit trebuie supravegheată greutatea mamei și de altfel ginecologii spun, te îngrași între 9 și 12 kg, te cântăresc la fiecare vizită sau, mă rog, așa ar trebui să fie, adică și în ultimul timp ginecologii au devenit mai aspri cu pacientul. Exact, pentru că cu cât greutatea e mai mare, cu atât sarcina se complică mai mult, alăptatul nu este mai abundent, să zicem, dacă mama este grasă, nu are legătură cu povestea asta. Da? Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune și pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!